Da, pentru el mai ales. N-a jucat de câteva meciuri. Astăzi a jucat titular și a marcat un gol. Până la urmă e un marcator. Ne bucurăm pentru el, ne bucurăm pentru toți jucătorii care au jucat foarte bine. O primă repriză extraordinară în care ne-am creat numeroase ocazii. Este adevărat că terenul a fost destul de greu și a depus mult efort. Nu prea le-am dat șanse să-și creeze numeroase ocazii în prima repriză, dar am văzut repriza a doua, am început ezitant. După aia au avut multe momente și bune, în care chiar puteau să revină în joc, să marcheze și golul 2. E o meteahnă așa fotbalului românesc. Relaxarea asta, faza lui, singur cu portarul și iese minge afară. Dar ce se face? Murim pe margine, albim și odată și odată o să facem și infarct, n-am ce face. Da. Sunt meciuri cu tensiune, meciuri cu presiune, am zis. Oricum îmi felicit jucătorii, le-am și zis înainte să înceapă meciul că trebuie să joace ca niște campioni. Pentru mine sunt campioni, trebuie să fac așa meci de meci. În același timp, ne așteaptă un joc extrem de dificil peste 70 de ore cu Slobozia acasă, sâmbătă, aia miercuri, vă dați seama, efortul a fost destul de mare și va trebui să vedem cum gestionăm toate aceste momente. Îmi doresc ca cei care vor intra să joace foarte bine cu Slobozia, să continue treaba bună de astăzi a celor care au fost titulari și să continuăm să câștigăm pe propriul teren. Ați prezis că fanii vor avea un aport important, poate chiar decisiv. S-a întâmplat asta? Au fost din nou peste 10.000 de oameni? Da, acum nu știu dacă au fost mai mulți decât la jocul cu Steaua, dar au fost numeroși. Le mulțumim. Le mulțumesc eu în mod special și multă lume a zis că sau mi s-a reproșat că i-am certat pe fani. Nu, a fost o mobilizare. Am încercat să-i aduc la stadion pentru că își doresc această echipă să fie la Liga 1 și doar cu aportul lor putem realiza acest lucru. Mai avem două jocuri acasă, îi așteptăm în continuare, număr și mai mare, că am luat, mai ales dacă vom reuși să câștigăm și jocul cu Slobozia, o opțiune serioasă pentru a termina măcar pe locul 2. Deci devine un Cluj, să spunem așa, favorită la locul 2? Nu, e una dintre cele trei favorite la primele două locuri. Sunt 4 etape, 12 puncte puse în joc. Eu am spus tot timpul că ok, avem asigurat locul, să zic, de baraj cu echipa de la Liga 1, dar nu ăsta este scopul nostru. Nu mai trebuie să avem presiune, trebuie să jucăm cum am făcut în prima repriză, să ne creăm ocazii, dar să încercăm să marcăm mult mai mult, pentru că au fost ocazii foarte clare.